Salutare și bine te-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Mario. Astăzi suntem în mijlocul drumului. Este 3 dimineața. Eu sunt în Budapesta, în aeroport. Uitați acolo aeroportul. Ne îndreptăm spre el și hai să vedem ce destinație am ales. Pentru că este ultima mea vacanță înainte să fiu major, hai să vedeți ce locație am ales pentru această vacanță și pentru ce chestii o să facem aici. Mai sunt câteva săptămâni până sunt și eu major. Am ales o vacanță unde putem să ne distrăm pe cinste. Hai să vedem unde credeți că am ales să mergem. Bun, am ajuns și la food court. Am venit aici sus să mâncăm ceva și să ne luăm ceva, o cafeluță, ceva. Să nu stăm pe sec, că mai ies 2 ore și puțin. Acum este 5:38 și până la 7:20 mai avem de așteptat, bine. Înainte să ajungem la destinația aleasă, o să mai oprim undeva, să vedem, poate reușim și acolo să facem niște filmări în afara aeroportului. Prieteni, am luat și noi ceva de mâncare. Aici un mic desert și o cafeluță, un latte mai exact. Revenim după ce mănânc și după ce îmi beau cafeluța și mergem la poartă. Uite-te, fratele meu, ce frumos arată aici, desenată. Și de aici un avion, unul micuț acolo și unul mare aici. Diferență imensă. Haideți să mergem la căldurică, că m-am săturat de frig. Urcăm și noi în avion și revenim. Puțin cam prost îmbrăcat, o plouat aici, dar ajungem imediat la căldurică. Suntem în avion, aștept să decolăm, acum ne face instructajul și revenim în câteva ore. Deci, acum este ora, imediat vă arăt și ora. Așa. Ora 8. Ora Ungarii și spunem când ajungem la locație. Revenim la... Deci, acum decolăm. Unde sunt la geam, ca să puteți vedea. Și o să vedeți doar mie reacția. Am un loc destul de ok, gen sunt fix pe aripă. Deci o să simțim turbulențele direct în suflet. Da, asta așteptăm să ajungem. Sperăm că e un drum bun. Da, o să avem ceva de stat aici. Trebuie să mă fac comod. Deocamdată nu prea am bloc. Sus e full de bagaje. Și jos am laptopul și cutia de la cameră. Deci, da... Până nu decolăm, nu pot să deschid nici măsuța, să-mi pun lucrurile pe ea. Și pornim.
atenția ta, Ivan. M-am meritat așteptarea. Sunt mort pe casar. Ia uitați, aterizăm. Da, bam. A, ne-a nu dat focus. De acolo deja ne simt. Abia aștept. Nu știu ce e acolo jos, dar e foarte frumos. Sorry. Avem tranzit de aici până în Dubai. Dar ca să stai aici 2 ore, cât durează până vine avionul, până pleci cu avionul de aici, trebuie să plătești viză, fratele meu, pentru 19 zile. Și efectiv nu avem ce să facem, trebuie să plătim 129 de euro. Cea mai mare porcărie care am văzut-o. Și pe internet nu zice că trebuie plătit. Și noi în Dubai și hai să facem un tur al orașului. Echipele sunt foarte obosit. Încercăm să facem unul cât de bine putem. Haideți. Deci incredibil, aici în efectiv în aeroport este tramvai. Ia uite. Și fără șofer. Sărăcie pe aici. Așteptăm următorul. Urcăm și noi în tramvaiul acesta fără șofer și mergem să... Mamă, cum se lasă, ia uite, cum se joacă. Și mergem să luăm bagajele. Că doar nu mergem pe jos, nu? Deci, vrei să ieși din aeroport și te învârt oamenii ăștia de vreo 200 de ori pe aici. Mai avem 3 de ori. Bun, prieteni, am ajuns și noi la hotel, am luat cartela
Nu am mai arătat alte chestii din hotel, pentru că este întuneric deja aici. Dacă vedeți pe geam, să vă arăt imediat pe geamul din cameră, mai bine să vedeți și priveliștea. Și hai să intrăm în cameră să vedeți cum arată. Punem aici cartela. Becurile sunt pornite. Ia uitați aici. Avem în dreapta o baie. Ia, uitați aici ce baie. Avem aici o vană, o chiuvetă, un veceu. Ia. Nu are suflos? Nu are suflos. Hai să mergem și dincolo. Bun, prieteni, hai să vedeți și restul de cameră, cum arată. Avem în zona aceasta un loc unde poți să faci cafeluța, un ceiuc, ceva, ai un expresor, o apă, ia uite aici. Rotana. Deci nu are nume, este numele hotelului, teoretic. Apă, apa hotelului. Avem oglindă, aici tot oglindă. Bun, haideți să vedeți și aici ce avem. Avem bagajele noastre, o ușă care duce în altă cameră. Aici avem o mobilă cu 6 rafturi și un televizor destul de mare. Tot bagajele mele. Aici avem patul dublu cu o noptieră și cu o luminiță și încă o apă acolo, frumos, elegant. Și un paharel. În partea aceasta avem iarăși o noptieră. Frumos, hai să prindem. Aici se stinge. Aceasta nu merge, se pare, sau? Am reușit. Am pornit-o și pe asta. Ok, avem un telefon acolo, frumos, elegant, o noptieră, cum am zis. Aici avem încă un telefon, o măsuță, unde poți să iei micul dejun în cameră, o oglindă, o canapea, o măsuță și încă o luminiță. Ceva ce nu-mi place în această cameră este pentru că este foarte întunecată, adică toate luminile din cameră acum sunt pornite și încă este destul de întuneric în realitate, chit că pe cameră se vede foarte luminos. Hai să vedeți și view-ul care îl avem de pe terasă. Ceva ciudat, pe lângă că orașul ăsta este extrem de luminat, camerele sunt foarte întunecate. Probabil ei se gândeau că cum să vii în Dubai și să stai în cameră, fratele meu, ce trebuie să vezi în cameră? Hai să vedeți cum arată acolo. Poc, se scoate ăsta, se descuie frumos. Se descurcă și jos și se iese. Haideți afară. Mamă, ia uite aici. Uite acolo, iahtul, fratele meu. Uite pe apă. Uite jos. Aici mai avem, stați să pornesc lumina să vedeți mai bine. Două scaune și o măsuță, frumos, elegant. Și un balcon cam de 2 metri jumate pe 1. Haideți să vedeți și cum se vede încolo. Cam asta este view jos, acolo e tot terasa hotelului, piscina hotelului, aici corpul celălalt de hotel, cel mic, cel mare este ăsta care duce până tocmai acolo sus. Și hai să vedem pe partea aia de acolo ce este. Hai să vă povestesc. Eu sunt deja de mai bine de 24 de ore în papucii ăștia, efectiv, în filipurile astea. În primul rând, o să-i dau jos, o să-i pun aici, frumos, la intrare. Opa, da, nu prea reușesc. Papucii ăștia, după multe ore, sunt foarte incomozi. Și acum o să mă fac foarte comod în acest pat. O să ne vedem data viitoare pentru un nou videoclip și cât mai multe videoclipuri de aici. Noi nu am ajuns în timp util să luăm cina cum trebuia, a căzut și fișa aceea, și au venit să ne aducă acest meniu. Și ne-au adus mâncarea acasă, gen în cameră, fraților. Uitați aici, hai să vedem ce am aici. Două supe, ia. Frumos. Aici mai este, hai să vedem. Ceva, nu știu ce este, dar arată foarte bine. Aici avem ceva ingrediente și am mai comandat și un burger care încă nu a venit. Și a zis că ajunge și acela în 2 minute. Revenim să vedem și burgerul.